Geronimo. Ok, am nimerit-o de data asta. Stai numai să astup acolo, așa. Bine te-ai regăsit pe breasla haiducilor. A trecut ceva timp de ultima dată când am lucrat pe aici, însă astăzi m-am apucat de treabă și ia uite ce căsuță frumoasă a ieșit. În partea asta îmi voi face ce strumul colecția de discuri, capete și desigur armor trimuri. Însă abia am terminat-o și mă așteaptă băieții să povestesc cu ei. Pă bune, cât timp am construit aici, jumătate de oră la final, o stat cu mine și tot erau Blue, hai jos, Blue, hai să-ți arătăm ceva și vreau să văd care-i faza. Așa că hai să vedem împreună și până ajung la ei, un lucru, vă las cu un mesaj de la noul nostru partener. White Shark, de la ei puteți lua periferice, scaune și pe lângă asta birouri foarte șmechere. Iar pentru a inaugura această colaborare, voi face un giveaway pe Instagram, blue.man, îl găsiți în descriere, cu acest mousepad mărimea L și pe lângă asta o minge de fotbal semnată de mine, că tot a fost campionatul acum ceva timp. Așa că vă aștept pe Instagram, blue.man, și nu mă mai lungesc, vizionare plăcută! Ia ziceți, băieți! Ce faci, mă, nu ne bagi în seamă. Am vrut și eu să-mi termin casa. Hai, nici n-am terminat detaliile, că stăteați pe aici, am zis să nu vă țin tare mult. Ce vreți să-mi arătați? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva foarte grav. Nu știu dacă ai văzut. Nu, n-am văzut. Ai fost să vedem dacă ai pus astea, capetele? Nu, n-am pus nimic, eu m-am ocupat de căsuța asta, de cum am intrat. Erau materialele pregătite acolo de o săptămână, n-am apucat să fac altceva, da. Asta e noua ta bază sau? Poți aici, o să fie una dintre căsuțe. Ok. Păi hai să mergem aici la capete, că noi am venit să dacă le-ai pus. S-a întâmplat o extorsiune a unui degajament. Ignore acest... Ce s-a întâmplat? Avem un vizitator. Aoleu! Da! Aoleu! Ok. Cine a făcut asta aici? Aoleu! Bă, dar totuși, Gravel de unde? Bă, s-a pus praf! Bă, s-a pus praf! Dar Gravel de unde? Foarte mult praf! Venul sus aici. Aoleu, și aici sus? Mamă, ok. Am văzut că ai pus frunze la geam, eu ar zice că s-a extins de la alea. A, ziceți că de la geam? N-am mai pus nimeni pe aici. Am înțeles. Bă, că și armurile astea au putrezit toate. Hai mă, bă, aici nu v-au mai ajuns materialele? Pe bune? sunteți trei, bă, unul mai bogat ca altul, că aveți tot în jocul ăsta și nu v-au mai ajuns materialele să faceți și acolo? Bă, m-ați dezamăgit. Hei. Păi am fost și noi unde a fost mai important, aia, unde o fac, acum te scoți. Hai, aveți, mă duc până la Dani, că m-o chema la minigame. Și aveți timp să mai puneți și aici sus, mă prefac că n-am văzut. Mă prefac că n-am văzut acolo ce s-a întâmplat. Așa, gata, n-am reușit să cobor. Da, o să mă ocup cât de repede și de capetele astea. Vezi dacă mă le pui, ce se întâmplă? Da, văd, s-ar putea să fie și capul vostru pe acolo, nu mă zic dacă... S-ar putea să fie și mai rău. Da. Bun, hai că vă las, că urlă Dani după mine, bun. O să le pun, da, am înțeles mesajul, le pun, astăzi acolo. Bine. Da, mi-e frică, cred că de data asta, la cum așteptați capetele alea, cred că după jumătate de oră sunt toate puse. Hai, mă duc, spor să aveți, pa. Hai, spor, pa, pa. Vai, mi-e frică de cum așteaptă băieții capetele. Ce-i drept, acum e joi? Da, e joi deja. Și trebuia teoretic să le pun luni, cam așa. Dar i-am mai lăsat un pic pentru că celelalte capete s-au adunat în mai puțin de 8 ore. Și astea cred că mai puțin de 4 ore. Dar mă rog, hai să vedem ce minigame zicea Dani. Văd cum au apărut câteva lucruri de ultima dată când am fost la zona de minigame-uri, mai exact în partea aia dita mai rechinul a lui Colpir. Și acolo tot minigame-ul deghicește blocul a lui Edi. Și în partea asta, ia uite că deja îl văd pe Dani. Mă duc până la el, aș fi tras cu arcul, dar am plin de materiale la mine. Așa că nu prea pot să fac treaba asta. Totuși, hai să sperii. Bau! Bau! Bro, m-ai speriat. Da. Vreau să trag cu arcul, dar am... ăsta e cap de axolot, albastru. E ala cel mai rar, nu? Da. E ala cel mai rar. Și de unde l-ai luat? De la vânătoarea de capete, Dani. Nu știu ce e aia, că n-am fost niciodată acolo. Am văzut că te-ai înscris, dar n-ai fost niciodată, e bun. Băi, Blue, că tot ai venit aici, vreau să-ți prezint noul minigame de pe breasla haiducilor. Știi cum se numește? N-ai de unde să știi, îți spun eu. Geek Key se numește. Geek Key?
Da, G-E, K-A, chi, de la cheie, gen. Ah, ok, ok, K-A, E, G. Ah, ok, ok, da, m-am prins. Deci fii atent. Hai să-ți spun, care e chestia. Este un minigame gratuit. Adică dacă vrei să vii să te înveți să tragi cu arcul sau nici, poți să faci asta foarte lejer. Nu te oprești absolut nimeni. Și dacă vrei să participi la un mic concurs, ca să zic așa, cu intrare gratuită, bineînțeles, o să ai 20 de săgeți cu un arc simplu. Bun. Și din acele 20 de săgeți, dacă tu nimerești toate lămpile astea, nu știu exact. Stai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, vreo 11, dacă am numărat bine. Na. Deci ai săgeți aproape dublu, să zicem două încercări pe... Pe lampă, și dacă le nimerești pe toate, primești din partea mea două blocuri de diamant. Mamă, mă bag că sărac lipit, n-am nimic. Stai să las din materiale. Ia, lasă aici, o să-ți dau eu. O să las acolo? Ok, stai acolo. Liniștit. Gata. Îți iau eu arcul și săgețile. Uite, ți le dau așa frumos. Așa, gata. Nu e pe timp sau ceva, e efectiv până consum toată 20 de săgeți. A, deci putem sta aici până mâine, teoretic. Nu chiar, că dacă dacă nu nimerești de în a doua încercare, practic nu cred că o să mai ai șanse să le nimerești pe toate. Cumva se termină, știi ce și zic? Poți să trag de aici, nu? Nu, trebuie să stai în perimetrul ăsta roșu. Da, că da. De-aia l-am făcut. Ok, păi și pot să încep cu oricare vreau eu? Poți să încep cu absolut care vrei tu. Ok, bun, una. Bun, părșat. Hai, bun. Hai că pot. Mamă. Ok. Două, ok. Okay. Bun, stai bine. Hai în partea aia, 3, ok. Ok, băi, ești nebun, nu pot să cred. Așa, mamă, mai sus un pic. Hai, un pic mai sus. 4. Bine, 4. 5. Bă, nu cred! Așa, wow, mamă, cum s-o dus. Oh my god. Așa, bă, my god. Tu ai văzut fix? Deci fix deasupra s-o dus cu un pixel. Bro, pixelul ăla. Ok. Ok. 7, câte să zici, mai? Ok. 8. Mamă, așa. Efectiv, îmi ia banii. Nu, hai mă, bun. 9, ok, da, sunt 11 și cred că mi-a luat banii, gen. Mai fi să nu nimerești. Gata, le-am nimerit pe toate și mai am și 2 săgeți, Dani. Câte săgeți, mai? Wow. 2, poftim. Ok, e foarte, bă, mă bucur, ești primul care participă și direct primul. Și primul care ți ia banii. Bă, pentru banii ăia. Da. Așa. Bă, inițial era de un singur bloc. Da, pentru că ești primul, am să-ți dau două. Păi cum, că inițial mi-ai zis două blocuri, ar trei, pentru că-s primul să-mi dai trei. E, nu există, mă, e premiul bloc. Hai, dă... Dacă ești primul, îți dau două. Fii atent. Deci, fii atent cum facem. Dacă... Facem un od ăsta. Dacă... da, nu o să-ți placă. Nu mai câștigă nimeni și eu, singurul câștigător, îmi mai dau un bloc de diamant. Bine. Ok, batem. Fair enough. Apreciez că m-ai chemat, m-ai îmbogățit, ce să mai cu la câte diamante am. Știam că ești sărac, da. Hai. Toți ajungem și jos, las că ajungi tu să nu mai ai diamant. Ajung și eu. Toată lumea ajunge aici jos, las, să vezi. Pa. Bine, spor, pa. Hai mă că a fost bine, am avut enorm de mult noroc că le-am nimerit pe toate. Astăzi a fost ziua cu țintă, pe bune. Și chiar mă bucură treaba asta pentru că nu mai am diamante aproape deloc. De numai dacă s-au făcut ceva vânzări pe la magazine. Dar nu cred că au cumpărat oamenii vreun armor trim. Așa că dacă au un ender chest pe aici, nu au lăsat mă nimeni un ender chest pe aici. Asta este. Puteam să văd alea 3 diamante. Dar bine a fi și așa. Mă duc să-mi golesc inventarul că am mult prea multe lucruri la mine. Am ajuns înapoi la bază și vreau să las în acest butoi toate materialele din inventar pentru că, venind încoace, am observat un lectern în fața turnului și sunt foarte curios ce scrie înăuntru. Salutări, aventurierule! Cu regret te informez că ceilalți 2 aventurieri care au încercat să doboare dragonul au eșuat. Acestea fiind spuse, Consiliul Ucigașilor de Dragoni te convoacă la coordonatele 460-65. Acolo vei găsi lucruri ce te vor ajuta în bătălia cu dragonul. Mult succes, aventurierule! Mulțumesc, apreciez,
Sper să... Sper să-l bat, dar vedem ce chit îmi pică atunci când ajung la capul de dragon. Din păcate, Peter și Danny au murit în încercarea lor de a bate dragonul, așa că a venit rândul meu. Hai să vedem ce scrie și în acest lectern. Deci, dacă te deschid, bine ai venit, aventurierule! Dacă vrei o provocare, ai ajuns în locul potrivit. Apasă butonul de sub tine și deschide cufărul care corespunde numărului primit. Lasă toate lucrurile tale în cufăr și trebuie să bați dragonul doar cu ce ai găsit acolo. Mult succes! Mulțumesc, prea mult succes! Hai să vedem ce zice. Kitul de săpător. Mă doare numai când mă gândesc. Deci ce aici? Avem armura asta, casca de gold, iron shovel, vai, și poțiune de jump boost, multă pâine totuși. Hai că se rezolvă, las totul acolo. Le pun pe astea, două stack-uri de dirt, o lopată de fier. Măi, dacă bat dragonul cu astea, o să mă consider un zeu, pe bune. Deci chiar nu mă aștept să bat dragonul folosind așa ceva. Însă ăsta cu săpător cred că îl păstrez la mine sau îl pun aici în centru, da? Aoleo, armura, jos și capul ăsta de axolot. Atât, pun aici. Și sunt pregătit teoretic. După ce mi-au armura, îmi pun lopata, două, bine, un stack de bulgăr, două de pământ, foarte multă pâine și jump boost. Acum să-mi setez respawn point-ul pentru a mă întoarce direct aici în cazul în care mor și hai către portalul spre end. Am ajuns la portal, nu sunt pregătit pentru asta, dar hai înăuntru și Ender Dragon nu mă așteaptă în partea aia. Era perfect dacă aveam un carved pumpkin, dar asta este acum. Și de început ce aș putea face? Dacă mă duc aici și dau cu un bulgăr, oare... Mamă, stai că trebuie să-l... Da, deci primii trei bulgări, opa, hai că s-a dus bine. S-a dus chiar foarte bine. Aoleo, dragonul ăla s-a de puțin cam tare. Va trebui să-l dau după mai încet, hai. Aoleo, ce-am dat pe ăsta? Bun, două s-a dus și am stricat numai 5 bulgări, ceea ce e bine. Acum, ce cred că ar merge, ar fi în partea aia sus, să mă cațăr foarte repede cu poțiunea asta de jump boost 2. Așa, hai că suntem bine. De coborât va fi mai greu. Dacă mă aruncă, ăla am fost. Oleo, hai încet și sigur, nu trage. Nu trage. Așa, am ajuns sus. Teoretic dacă fac asta, bam, nu iau atât de mult damage. Acum aruncă acolo jos, până pe cealaltă parte n-ajunge. Dar hei, hai să cobor. Dacă mă duc foarte rapid și nu mă aruncă el, rămân în viață. Deci până acum cât? 3 din astea distruse? Nu, 4. Hai că suntem bine. 4 distruse. E foarte greu. Deci nu foarte greu, extrem de greu, până le spargi pe astea. Deci după ar trebui să fie mai lejer puțin. Astea care sunt sus, da? Ăsta și-l sparg și pe celălalt. Numai bine, dragonul ce face? Își vede de treaba lui, eu mai am 30 de secunde. Hai, pe viteză. Mă, până la urmă e bună poțiunea asta de jump boost. Chiar mă întrebam la ce aș fi putut eu să o folosesc. Opa, opa. Bun, am scăpat de ăla. Nu. Că ăsta aici. Deci, bam, aproape am murit. Suntem bine. Suntem bine. Bam, nu. E sub mine. E sub mine, era sub mine. Ok. M-a speriat că era sub mine. Oh, mamă, le-o spart alea. O inimă jumate. Vai. O spar blocurile alea de dirt, mă, când o trecut prin ele. Ok, am ajuns aici. Nu mai trage, bă. Lasă-mă în pace. Teoretic, dacă ajung acolo sus, aș putea să le spar pe alea 4 chiar. De acolo? Cred că da, cred că de acolo le pot sparge pe toate. Opa! Am găsit astea, am niște blocuri. Bun, superb. Măi, teoretic le pot folosi, că le-am găsit aici. Nu-i nicio regulă care să spună că nu pot face treaba asta. Dar va fi destul de greu fără poțiunea de jump boost 2. Asta e water breathing. Mă ajută water breathing-ul, cum să nu? Îmi pare, aoleo, m-am dus. Asta a fost, băi, am spart destul de multe. Câte au fost? 5 pe care le-am spart? Mai avem încă 4. Ok, respawn.
Am spart 4-5 cristale. Eu sunt mulțumit. Vai, băi, e greu. E foarte greu. De asta am și făcut acest challenge împreună cu băieții, pentru că mi se pare mult mai interesant, mult mai palpitant. Poți muri în orice secundă, după cum ați putut observa. A fost greu, nu zic nu, a fost foarte greu. Și dacă mergeam toți cu full netherite, full diamant și ce mai avem, îl băteam instant. Așa măcar e un challenge. Și pe bune, în afară de prima dată când ați bătut dragonul, sunt foarte curios să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă ați mai încercat vreodată să-l bateți într-un mod aparte, mai diferit, mai greu. Pentru că, sincer să fiu, și cu armura asta de aur pe care o am, aș putea merge. Deci doar cu ce am aici, aș putea duce acum și l-aș bate mega lejer. De asta un challenge îi mega bine primit. Totuși, sunt a treia persoană care nu l-a bătut, sper că următorul haiduc să reușească asta. Am fost la minigame-ul lui Dani la Dragon și acum este momentul să lucrez la vânătoarea de capete, pentru că dacă nu mă ocup acum de ea, cred că următorul loc vandalizat va fi turnul meu, casa, magazinul de armor trimuri, probabil le vor lua pe toate la rând, așa că cel mai bine mă ocup de ele vânătoarea săptămâna 4 și de astăzi începe săptămâna a 5-a, mai exact ultima, după care voi decerna premiile celor care au adunat cele mai multe puncte. Am un shears, da, foarte bine, las că le pun eu cap web-urile înapoi. Mă descurc eu, dar până una alta, hai la capete, da? 3 de cămilă, frumos, îmi place. După care 2 de oi albastre și una de oaie verde, drăguț. Ce mai avem pe aici? 3 de delfin, am și uitat ce capete am pus de când n-am mai fost prin partea asta. 2 de cal alb și 1 de... nu scrie ce calui. Da, 1 de cal maro, în partea asta 3 de husk și ultimele 3 de alei. Bă, ce drăguțe sunt astea! Știu ce folosesc data viitoare. Acum, în partea aceasta avem capetele astea mai șmechere. Stai să iau cucu. Tot ce-i pe aici, dispăreți, să curățăm puțin. Și avem capetele haiducilor Peter, Blue, în partea asta Puff și Colpir. Cine l-a omorât pe Colpir? Hai că-s curios. Ionuț, am înțeles, pe mine tot Ionuț și Peter cu Puff s-au omorât între ei. Da, trebuia să zic ceva legat de regula asta, dar asta este acum, băieții s-au omorât între ei, 4000 de puncte, rup, n-am ce zice, dar nu cred că vor întrece pe cei care au participat pe parcursul întregii vânători. Și acum, după ce curăsc pe aici, ar trebui să pun și celelalte capete. Mai exact, de fapt nu vă spun pe acum, o să aflați imediat puțin după ce termin de curățat. Iar în cazul în care cineva se întreabă cât timp am fost la minigame și la dragon, nu, băieții n-au venit să umple și camera asta cu cabweburi și... frunze. Păi era șmecher dacă umpleau tot. Acum, na, asta este. Sper să nu o facă după ce postez videoclipul ăsta, că n-am avea niciun sens, dar îi văd în stare. Întreaga clădire este curată și am ales capetele pentru săptămâna a 5-a. Începem cu Bugd, scheletul ăla nou din 1.21. Știți voi, pe ăla cu liane care se găsește prin Swamp Park, mă rog, se descurcă băieții. După care mergem la Brown Mushroom și capete de lup noi. Nu mă interesează, coffee Rusty, Chestnut, nu trebuie neapărat cei rari, important este să nu fie cel default. Și următoarele 3 capete din partea asta sunt Panda Maro, Charge Creeper și Breeze, noul Blaze din Trial Chamber, pentru că abia ce ne-am mutat de vreo o săptămână pe 1.21. Iar ultimele 4 capete ar fi de Warden, capul lui Edward, am ales un haiduc în partea asta, și capul lui Dani. După care ultimul cap de Endermite. Abia aștept să se chinuie, la Endermite va fi mega șmecher, că are șansă mai micuță puțin și pe lângă asta trebuie foarte multe Enderpearl-uri, măcar îi fac băieții vânzare lui Ionuț în partea aia. Și la Warden deja am văzut că cineva are cap de Warden, ceea ce mă face să cred că mai sunt încă 2 persoane care au capul de Warden pregătit. În total toate 3 sunt acolo, așteaptă să fie puse, dar poate mă înșel, însă nu contează asta momentan, pentru că voi da o fugă până la Nenea Puf ca să cumpăr un cățel. Din ce am înțeles, el a adunat câteva variații noi și eu n-am niciun animaluț pe acolo, așa că ar prinde mega bine unul. Cățeluș cu părul creț, urărat, din cotezi, Pufule, ce faci? Pufule, ce faci?
și îți dau un pumn în gură. Am venit să fur, da, nu. Nu, le cântam cățeluș cu părul crez la ăștia, uite ce frumos. Da, mă, bă, stai, e pe toți? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mamă, 8 și cola 9. Mm-hmm. Credeam că nu e pe toți. Credeai? Da, credeam că e numai 2, 3 variații, am zis că vin și eu să cumpăr unul. Cât e prețul chiar? Băi, sincer, să nu pun nici foarte scump, nici prea ieftin. Ok. Și am zis că... M-am gândit să fac un preț unitar pe toți, știi? Gen să nu fie ăia care se găsesc mai greu să fie mai scumpi, ăștia las mai ieftin, că nu, e urât așa, știi? Da, am zis că 32 de diamante pe un cățeluș plus o armură de lup. Dai și armură? Am înțeles. Păi da, păi, nu, îl îmbrăcăm frumos, mm-hmm, pentru orice. Da. Pentru armată. Mă, nu știu pe care să-l iau, pe ăsta din stânga sau pe ăsta din dreapta? Sunt indecis. Ăsta din stânga, într-un fel sau altul, e mai frumos. Vezi că e husk din ăsta așa, da, cu pedigree. Ăsta da. De aici, de lângă, ăsta e un picuț mai greu de găsit. Că e alfa. Ăsta e cel mai rar. Da, e printre cei mai rari. Măi, știi ce? Din ăștia doi, cred că o să-l iau pe black de aici. Din aia doi o să-l iau pe la negru. Da. O să-l iau pe ăsta să fie. Ia stai că nu mai știu unde mi-am pus carne, stai așa. Stai un pic, că vreau să facem, da. Nu vreau să facem un deal din ăsta normal, tu îmi dai câinele, eu îți dau diamantele. Da. Atunci. Deci, fii atent. Ai fost până la zona de minigame-uri? Nu. Ok. Eddie a făcut un joc cu ghicește blocul, ca și jocul ăla Guess Who, în cazul în care îl știi. Guess Who? Gen, pui între... Și grasul XXL? Nu. Fiecare alege un bloc, punem întrebări, închidem trapdoor-urile la blocuri și trebuie să ghicim blocul pe care l-a ales celălalt punând întrebări la care să răspunde cu da sau nu. Ok. Da. Și vreau să te provoc la un joc de ăla. Iar dacă tu câștigi, îți dau... Nu văd că n-ai netherite pe tine. Îți dau 8 netherite upgrade-uri pentru armură și unelte. Pentru un câine. Ok, și dacă nu câștig? Și dacă câștig eu, îmi dai un câine gratis și o armură. Deal? Îți dau un câine gratis, dar trebuie să-ți cumpere armură. Ok, îmi dai un câine gratis, dar trebuie să-mi cumpăr armură. A, bine, hai că-ți dau și armură gratis. Perfect, super. Atunci așa facem. Ori îți aduc eu 8 netherite upgrade-uri, ori fac eu rozi un câine. A, bine. No, bun, hai la minigame-uri. Ăsta e minigame-ul, pufule. Am jucat și eu cu Eddie odată. M-am chemat aici. Deci tu te știi și te pricep deja. Mă, nu, că mi-au zis oamenii în comentarii că am făcut totul greșit. Da. No, bun. Deci, vezi că e un butoi în partea asta. Eu mă uit la tine să văd ce-i. Ok. Nu, să vezi ce iau. Da, bine. Și nu poți să le iei aici, gen... Nu poți să-l iei cu tine. Eu voiam să iau blocul de diamant să-l fur, dar din păcate nu funcționează așa. Nu te lasă? Nu, a zis că nu ne lasă. Ne simți, domnule? Da, cum să... Da, bun, hai să vedem. Bun. Ce luăm, ce alegem. Alegeți de acolo, stai să mă uit. Așa. Ia, bă, blocul de diamant și gata, îl duce acasă, nu știe nimeni. Gata. Așa, gata, ăla. Ce om. Și acum chiar să fiu la blocul de diamant. Am plecat. Da, să luăm fiecare câte un bloc de diamant și mare, lasă, nu contează, joc, chestii. Dar cum, ce atâta? Păi da. Bun. Păi încep tu. La răspunsul la întrebare trebuie să fie da sau nu. Stai că era închis un trap de aici. Ok. Să încep eu? Da. Deci întrebări cu da sau nu. Dorm liniștit prima dată. Ce a pus frumos, uite, furat a pus. Dar văd răsărit. Da, ia uite, tu-l vezi, eu trebuie să mă uit. Tu-l vezi, eu nu-l vezi. Da. Bun, prima întrebare. Este bloc din Nether? Nu este bloc din Nether. Bun, deci ăsta nu-i. Acum, cealaltă întrebare. Ăsta nu-i. Al tău este bloc din Overworld? Nu. Deci nu este din Overworld. Nu.
Nisip, slime, dispare. Așa. Crying Obsidian se pune că e din Nether. Da, Crying Obsidian teoretic se găsește și din Overworld, dar cred că se pune din Nether. Adevărat. Bun, hai să închidem astea. Așa. Tău îi bloc craftabil? Da, blocul meu se craftează. Deci înseamnă că nu e bloc ăsta nu e bun. Bloc craftabil. Blocul tău se minează cu târnăcopul, adică dacă l-ai întâlni, ar trebui să-l minezi cu târnăcopul. Dacă ar trebui să-l minezi cu târnăcopul. Da, adică l-ai luat cu târnăcopul sau poți să-l iei cu orice? Da, îți trebuie târnăcop pentru el. Ok, deci îți trebuie târnăcop pentru el. Ăsta nu-i, ăsta nu-i, rămân astea patru. Ăsta se craftează, ăsta... Și alea care se prăjește se pun la craftabile, nu? Mă, nu știu, că aia e problema, că jocul normal e cu oameni, știi? Și la oameni poți să întrebi, bă, are părul blond, are cercei, pălărie. La asta e foarte ambigu, că teoretic Obsidian și Crying Obsidian mai găsești și Overworld, adică, na, să zicem, știi? Corect. Sau... Bun. 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 Blocul tău este cumva Crying Obsidian? Nu. Nu, ok. Blocul tău provine de la mob? Da. Atunci e slime block. Da, e slime, da. Bine, practic mai trebuie să stai o tură și după aia, cred că așa sunt regulile. Tu mai stai o tură. Blocul tău e Blackstone, nu? Nu. Ok, era Obsidian, așa-i? Nu, era un Anvil. What? Oh, ok. Mi-am luat, știam, eram sigur că o să-mi iau la jocul ăsta. Teoretic nu-i din Nether, dar hei. Da, nu-i din nici din Nether, nici din Overworld. Da, că se craftează, da, uite, vezi? Se craftează. Mult prea multe înțelesuri. Da, că a fost bună asta. What the heck? Yep, a fost bună. Șeful, am adus marfa. Ce ai văzut? Mă uitam și eu pe cer. Că poate, va plouă cu bani. Bă, și aș vrea, sincer, să ploaie cu diamante. Nu m-ar supăra. Cu diamante nu știu dacă mi-ar plăcea, că alea lovesc greu. Mă, da, dar teoretic dacă ne băgăm în crăpoică și așteptăm să oprește ploaia și adunăm toate diamantele de aici. Corect, are, cum îi zice, are pielea groasă. Bă, observ că ai pus aici cupru, ai pus chestii. Da, cum, uite aici, da, carne premium pentru căței. O, bun. O armură, ți-o colorezi tu cum vrei. Da, și uite aici, 8 netherite upgrade-uri. Ma, să fie primite, domnule, să fie primite. Ăștia deci... doi, cred că sus și sus. A, le-am dat. Dar nu... Băi. O scos carne? O scos inimioare amândoi? Ăsta o scos, celălalt nu o scos. A, păi de-aia, hai încoace. Că-ți mai dau niște căniți. A, ok, dar mai pot acum? Da. Păi da, dacă nu s-au mulțit, nu li s-a okay, dus timerul. Ok. Nu s-a dus timerul. Nice, super. Nu. Bun, și ce a ieșit? A ieșit ăsta care... E al tău. Yep. Nu e al tău? Nu. E al tău? Nu, nu e al meu. E al tău. Bă. Păi și care șansele să fie a tău atunci? Nu știu, cred... Cum funcționeam, mă, căți? Cred că nu există, dar mai dă, fii atent, mai dă că eu mulțesc pe ăștia las doi. Hai să vedem. Ia, ridică-i pe ăștia doi. Așa. Opa, sus. Ăștia n-au timer. Poate eu-și. Acum, ok. Bun. Și ăsta-l-alt? Nu e al meu. A, dar nu e nici... A, e al tău, iară. Da, uite, așa, unul într-un colț, unul în altul. Perfect. Și ăsta n-ar fi putut să stea un pic mai aproape. Trebuie el să fie fix în cuca, mă, că-i... Bă... Stai așa, că îl împingem noi un pic. Stai. Du-te, bă. Du-te. Hai, că-n doi mai era mai bine. Hai. Așa. Fii atent. Numai nu-l băga în dreapta. Așa. În stânga și eu, pardon. Mă nimeresc eu mereu să ajung la împins de animale, măi. N-am văzut ce. Mă, nu știu. Cred că le place animalelor să fie împinse de tine. Am așa un talent. Ăla-i. Da.
Poate gata. Capul din... Poate așa, gata. Din, vezi, din când se uită în coci, e ok. Poate e capul din scară. Poate e capul. Sparge scara. Capul din scară. N-ai văzut nimic acolo până așa, gata. N-ai văzut nimic, cățel. Și da, tu? Da, da, da. Am pins pe el. Uite, poftim cărnița înapoi. Thank you. Atunci îi lăsăm aici și o să-i înmulțim. Aduci tu, nu vedem cum ne descurcăm. Ăștia sunt garanție, ăștia, știi. Ah, da, 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 sunt garanție, perfect. Bun, bun. No, te las atunci că mai am o grămadă de treabă pe aici. Așa că sporuri să ai, sporuri, sporuri. Dar ce e? Acolo e căsuța mea. Momentan n-are nimic, dar e căsuța mea. Mă mut. Să nu te tragă curent, nu. Nu, e ok, ok, dar în tur nu m-o tras, mă trage aici, nu cred. Por la treabă și l-a făcut interioare. Mulțumesc, mulțumesc. Da, foarte dragi, mă duc să mă pun pe treabă, bun, pa, pa. Acum îmi dau seama că n-am apucat să vorbesc prea mult despre construcția pe care am făcut-o la începutul videoclipului. Mai exact, aceasta este noua mea bază. Nu mai vreau să stau în turn, e destul de mic pentru ceea ce am nevoie și vreau să mă stabilesc aici, însă am nevoie de ajutorul vostru. Această clădire are parterul, cam așa arată, îi voi face podeaua, după care etajul 1, voi face și niște scări probabil pe aici și... avem mansarda sus de tot. Sunt foarte curios voi cum ați împărți această căsuță. Eu mă gândesc ca în mansardă să fie camera mea, pat, dulapuri, chestii, după care la etajul 1, hai să cobor direct pe aici, așa, la etajul 1 va fi muzeul cu music discuri, capete, armuri, armor trimuri și alte lucruri rare pe care le mai am, iar în partea asta chest room-ul. Cam asta mă gândesc, dar îmi pot schimba părerea dacă vine cineva cu o idee mult mai șmecheră în secțiunea de comentarii. Și a trecut doar jumătate de oră de ultima dată când am fost la capete, mi-e și frică să intru înăuntru. Aparent trebuie deja să pregătesc premiile pentru că mai un cap de Charge Creeper, 3 de Brown Mushroom, în partea asta 1 de Warden, ok, 2 de Danny, că el nu a fost încă pe server, și 2 de Endermite, ceea ce mă sperie, chiar mă sperie. Dude, a trecut jumătate de oră, m-am dus până la Puff, am făcut minigame-ul cu el și da, am înțeles, erau pregătiți băieții deja. Cred că vor alea două blocuri de Netherite și vor fi destul de multe recompense, însă nu vreau să stric surpriza pentru când voi face premierea. Și, că tot ziceam de recompense, în partea asta când am venit să iau acele Netherite upgrade-uri pentru Nenea Puff, am găsit ceva destul de interesant și anume, bam, vânzare, o grămadă de diamante, 2 stack-uri și 16... Însă nu m-am uitat în restul butoaielor. 4 Silence, superb. Deci oamenii vor Netherite upgrade și Silence. La etaj avem ceva. Sau... păi, dă morcovul înapoi. Nu fără morcovul, mă. Așa. Acum, în partea asta nimic, nimic. Deci să înțeleg că oamenii vor Silence și Netherite upgrade. Cam atât, foarte trist. Foarte, foarte trist că sunt multe, multe armor trimuri șmechere. Dar mă voi ocupa să fie toate armurile și vor vedea ei că există și armor trimuri mai șmechere decât Silence-ul ăsta. Însă eu sunt fericit că dacă iau diamantele astea, în total 23 de blocuri de diamante. Ălai, bă, băiatule, pot să dau și eu premiile după ce mai fac rost de niște Netherite.